Salutare, bă băieți! Eu sunt Antidot, iar în acest videoclip o să vorbim despre cele 3 iteme secrete de care nu prea știe absolut nimeni și le vom primi automat în momentul în care ajungem la level 100, adică la nivelul 100 în acest sezon. Acest lucru nu are nicio legătură cu Battle Pass-ul, nu este vorba despre nivelele la Battle Pass, ci este vorba despre nivelul acela pe care îl acumulezi în momentul în care aduni experiență. Acel nivel se resetează automat în fiecare sezon. Desigur că este mult mai greu să faci nivel 100 într-un sezon decât tier 100 într-un battle pass, dar jucătorii ce vor reuși să atingă acest nivel, adică nivelul 100 care este maxim, vor primi 3 iteme care sunt destul de unice, deoarece le poți obține doar dacă faci acest nivel. Aceste 3 iteme nu sunt skin-uri, ci vor fi pur și simplu niște iteme. Mai exact, va fi vorba despre un emoticon, despre un avatar, adică un banner, și despre un graffiti. Aceste 3 iteme au legătură strictă cu nivelul 100 și, cum am mai spus și înainte, aceste iteme pot fi deblocate doar dacă ajungi la nivelul acesta. Mie personal mi se pare destul de genial, deoarece îți poți pune acel banner la profil, iar în momentul în care elimini pe cineva, o să-ți apară numele tău, iar în stânga îți apare bannerul tău. Iar fiecare jucător pe care îl elimini va vedea că tu ai ajuns la nivelul 100. Iar emoticonul și grafitiul le vei putea folosi în lobby, iar toți jucătorii se vor uita la tine, deoarece nu foarte mulți reușesc să ajungă la acest nivel. Știu că unora dintre voi nu o să vi se pară interesante aceste iteme, dar cum am mai spus, vor fi niște iteme unice pe care le vei debloca doar dacă atingi acest nivel, iar având în vedere că vor fi niște iteme unice, chiar este destul de interesant. Până la urmă, aceste iteme vor fi gratuite pentru cei care ajung la acest nivel și ar trebui să le mulțumim celor de la Fortnite că se gândesc și la asemenea lucruri, deoarece până în acest sezon nu s-a întâmplat acest lucru, iar având în vedere că s-au gândit la asta, este de apreciat. Dar da, bă, băieți, cam acestea au fost toate informațiile pentru acest videoclip. În secțiunea de comentarii îmi puteți spune părerea voastră despre aceste 3 iteme și dacă vi se par interesante. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să spargi buton de like pentru mai mult conținut cu Fortnite, nu uita să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel. Și până data viitoare, eu am fost Antidot. Baftă!